Trebuie să o fac, nu? Am luat zăpadă în gură. Hai, să mai urcăm. Îmi place că nu sunt mașini. Să nu fie asta bară la bară sau asta, știi? Nu știu dacă e vreodată aici. Nu cred că e vreodată bară. E lumea mai urcă și cu telecabina, mai... Da. Stă și pe acasă. Filmam în sus. Na, nu se vede pe partea aia. N-am cum. Îți dai seama că oamenii ăștia au venit până aici să, să sape în munte, să facă șosea? Da. Mamă, mamă, mamă. A vrut el să-l dăm. Ai, mana, lifa. I-am deschis. E un pic rece, puteam să-mi iau geaca din mașină, dar nu mai mă duc. Ce s-a întâmplat cu autobuzul ăsta? Ce s-a întâmplat cu autobuzul ăsta, oare? De ce? De ce au spart geamul? Băi, eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg oamenii ăștia care sparg geamuri la clădiri abandonate. Asta a fost făcută gen autorulotă și presupun că au abandonat-o aici, dar sau au adus-o aici și au folosit-o ca și chirie, nu știu. Nu știu care e povestea cu asta. Nu știu care e povestea ei, dar... Deci putem să urcăm până sus la cruce acolo.
Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Mai puțin pe la cruce. Este soarele, este. Este soarele. Este soarele. La cine face poză că n-am luat nici trepiedul? Elena a rămas la mașină. Ia să vedem cum e zăpada asta. Trebuie să o fac, nu? Am luat zăpadă în gură. Hai să mai urcăm. Și mie să cred că asta e crucea aia pe care o vedeam eu de la hotel. Vedeam eu de la hotel crucea asta. Wow, și soarele. Jean Bocanci.